Bună ziua, bună ziua! Stai să vedem cum facem. Ines, ține aici. Ține așa, să tate să tragă. Ține telefonul bine. Așa. Mai multă bine. Da, tati trebuie să facă o operațiune la toți tupii. Începem de aici. Așa, suflăm cu fum să le... Să spunem, dați-vă la o parte că venim noi. Și să tragem Hanemanul sus puțin. Așa. Să nu le mai încurci. Dați-i Hanemanul. Gata? Ce drăguț. Știu că s-au știut. Deci Hanemanul ăsta a fost pus să protejeze să nu intre șoarecii. De ce? Păi vreau să intre să mănânce albinuța. Șoarecii cam... Stai acolo, Ines, așa. Așa, uite, aici am ridicat puțin și au adus mai mult polen. Da, pe felul tata asta se ridice tati așa. Hai, se ridice tati la loc. A bine, Da, copii, vă dați din culoarul de zbor. Da? Da. Treceți în spate, Ines. Și că aici e culoarul de zbor și se urcă pe noi. Și pe urmă... Și pe urmă... Poți să te înțepe. Da, Ana. Ana. Albinutele, tati. Una stă deja pe tine. Tati, zic că da, văd o amină. Ana mi-a spus să... Câteva stau pe pălăria lui Dani. Așa, tati m-a trebuit să le tragă gratile la toate în sus, să nu le încurcem. Să poată aduce polen mai ușor și să scoată și mizeria. Da? Uite, să ridicăm și la asta. Așa, vezi câte albini se vine. Uite, tati, acum ridică. Uite, de aici. Uite cui. Tati, mare așa de câteva albini. Foarte mulți albini. Tati! Nu pot să filmez. Cam speriată. O, albinuță stătea pe mâna mea. Dar nu m-a înțepat. Tati, pe mine albinuțele, de ce nu mă înceapă? Vă aud albinuțelor. Asta e bine. Așa, albine. Să am însă o mică. Pe partea asta, că aici e culoarul lor de zbor și le îndurcăm. Ana, Daniel, Ines, pe partea asta. Ups! Așa, Ines, tata, te duci tu, tati, dacă vrei să mai filmezi.